În cursul lunii februarie 2021, Garda Forestieră Timișoara a avizat favorabil și a înaintat Comisiei Tehnice de Avizare pentru Silvicultură propunerea Asociației WWF, Programul Dunăre Carpați România, de introducere în Catalogul Național al Pădurilor Virgine și Vasii Virgine a 787 hectare pădure Vasii Virgină, proprietate publică a statului, localizate în județul Hunedoara pe raza ocolului Silvic Retezat și a ocolului Silvic Petroșani. Procesul de identificare și introducere în Catalogul Național al Pădurilor Virgine și Vasii Virgine de noi suprafețe continuă. Alte 1805 hectare de pădure sunt în momentul de față în curs de analiză și evaluare.